Un locuitor al municipiului Chișinău de 43 de ani a fost reținut pentru huliganism. La sfârșitul lunii mai, acesta l-ar fi bătut pe un bărbat la intersecția străzilor, bariera Sculen și drumul crucii din sectorul Buiucane al capitalei. Potrivit poliției, între cei doi s-a iscat o ceartă, după care suspectul a luat o sticlă de bere și a lovit victima în cap. Din cauza traumatismului suferit, bărbatul a fost transportat în secția de reanimare și se află în comă. Scena a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 20 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de închisoare.